Nå har drag ege segeret. Cu profunde mihnire anunțladumne vostra comunitate romanios id magiar. Că celo mai frumoase dintre luptătorile cu care am luptat, Corneliu Vadim Tudor, hat nebunu, tribunu, operesit lume asta și o mers ca să lupte cu Dumnezeu, hat Isten, și cum a cheamă boss megmet, hat satana draco. Cu profundă mâhnire comunitatea magiar de la România, că m-am aflat că Dumnezeu luat la el, că ca să danseze cu ingeri, și se cânte poezie, se face versuri pe marele poete Corneliu Vadim Tudor. Tita intristare fost în rândul magiarilor când am aflat că care infart a murit, că nu am dat de ceasul la morții. No, cum se spune dumneavoastră că ca să înțelegeți? Întreagă comunitate magiar, suntem copleșiți de faptul că așa un personaj extraordinar nema întâlnit personaj ca și Corneliu Vadim Tudor a plecat dintre noi că ca să face versuri la bunul Dumnezeu hesiște. Vreau să spun dumneavoastră că marele nostru ilustru care este Vereștoi Attila este pătrunse de această trecere în neființe și că o se face cumva să defrișeze 100-200 de hectare de pădure ca se poate să face că cel mai mare coroane dintre toate brazile pe care defrișează, că numai, știți dumneavoastră cum face, hat numai buștea nu merge la export, nu. Hat crengile fine face într-o cunune mare și facem cel mai mare curone dintr-o ala pentru Corneliu Vadim Tudor. No. Vreau dumneavoastră că ca să știți că Corneliu Vadim Tudor, Dumnezeu se hodinește ăsta lui suflet, fost că cel mai mare ungur care a trăit în România. No. Știu că unii dintre voi o să urlați și o să seriți, să întrebați că cum e posibil. Esmioz. Si, o pupin. Eu ești roman nemzet. Si, o. Si, o borat. No, nu, eu, hát mit beszélsz te? Are, boss, meg ezt nem szedik. Hogy mondják, Vadim Tudor roman, nagy magyar. Na, jó, szóval úgy vagyok, Isten drága, de dúsz. Na, no, már pucsin, ke facem paranteza, introduk la dumne vostre pe fratele meu Pupink. Na, el este Pupink. Jó, este Pupink, nume nemzet, nurdec. No, de el promovează curentul Pupink ură. Pompicurist. No, fii atent că am vrut să spun aici că dacă tot... De ce ai stins luminare la Vadim? Eu boss mec Vadim, hai bechi mec. No, mei, nici mec, te dragă să-ți udvoi, curva, așa că modiar ești nici romanioc. No, că dintre toți motivul pentru care noi copleșiți de durere iaștem. Pentru că Vadim Tudor fost cel mai mare dintre maghiari infiltrați în rândurile românilor. No, viză, dar nu de-o e adevărat. Că să spun de ce. Că toată lumea spune că noi maghiari că vrem Ardeal. Este adevărat. Dar pentru numele hat Isten mare și drept. Nu, nu se dar că e frumos Ardeal. Adică nu se vrea Moldova. No, boss no, boss mai Moldova, asta sudul de la țară unde numai domni ferească este. No, mi-o spras het de bulenda, bistu na galebenice. Ah. Atke șo voglio chiedere. Che je piros. Che piros. No, io te vorbim de Vadim. Să știți că Vadim Tudor a fost cel mai mare dintre maghiari și o să-i întrebați că de ce. Pentru că het puping, ești epic, epicuri ești pupingur. Noi toată viața luptăm ca să căpătăm Ardealul. Dar voi nu ați dat niciodată seama că Vadim Tudor, Corneliu, marele nebun, marele tribun, asta au vrut că toată România mare. Asta diferența, asta nu ați mirosit niciunul că a fost... Eu fost irredentist, disno. Vadim! Are la el pământ românesc. Uhul. Deasupra. 2 metri. 2 metri, da. No, Dumnezeu, Isten a făcut. Isten a făcut. No, Isten hozot. Isten hozot. Se primește în rândurile tale, Domnul Istun. Domnul Isten. István, domnule István. Isten, dragă, primește în rândurile tale pe Corneliu Vadim Tudor. Hat mie, epic ur, is pupink ur. Sună rău. No, dacă e așa chemă, spus la curvoșa. Mr. Pupping. Mr. Pupping. Dumnezeu să ierte și dorim la Corneliu Vadim Tudor să scrie versuri frumoase pe lume un celălalt. No, hat. Faceți bine și abonați-vă la canalul nostru de YouTube dacă vreți să aflați noutățile. Nu vă bazați pe prieteni, rude, cunoștințe să vă dea link-uri. Nu, dați click în căsuța asta. Arată căsuța, te rog. Nu. Aici? Dați click cu mouse-ul, astfel vă abonați.